În ciuda globalizării, tehnologiei și progreselor în transport, există încă locuri în lume pe care pur și simplu nu le poți vizita. În timp ce unii dintre noi sunt fixați pe explorarea spațiului și colonizarea planetei Marte, adevărul e că unele părți ale planetei noastre sunt încă practic neatinse sau chiar au fost uitate. Alte zone găzduiesc baze militare secrete de spionaj sau chiar au fost interzise publicului pe motiv că sunt bântuite legal. Iată așadar o listă a unor locuri total interzise publicului larg. Camera 39, Coreea de Nord. Potrivit jurnalistei Kelly Olsen, Sala 39 e una dintre cele mai secrete organizații din cel mai secret stat din lume, Coreea de Nord. Creată la sfârșitul anilor 70, Sala 39 se spune că se află în clădirea Partidului Muncitoresc din Phenian, luând numele potrivit unor surse de la biroul pe care l-a ocupat în sediu la începuturile sale. Deși nu există prea multe informații oficiale despre cameră, din cauza secretului activităților sale, se crede că poate strânge fonduri prin intermediul întreprinderilor comerciale, atât legale cât și ilegale, cu activități variind de la contrabandă la vânzare de aur, droguri sau arme. Se estimează că această rețea de companii prezente în diferite țări ale lumii a putut contribui cu până la 2 miliarde de dolari pe an în bugetul Coreei de Nord. Se speculează că această cameră 39 ar putea fi în spatele falsificării sofisticate a bancnotelor Supernote de 100 de dolari, ce au fost emise de-a lungul deceniilor. Seiful Coca-Cola din Atlanta, SUA. Rețeta de Coca-Cola e considerată unul din cele mai bine păstrate secrete din lume și se păstrează secretă pentru că este într-un seif din Atlanta. De când a fost creată în 1886 de John Pemberton, această formulă a fost păzită și puține au reușit să pună mâna pe ea. Băutura răcoritoare și compania au fost achiziționate în 1919 de un grup de investitori condus de Ernest Woodruff, iar din 1920 rețeta a ajuns sub cheie la o bancă din New York. În 1925 a fost transferată la Trust Company din Atlanta. În 2011, compania a decis să mute celebra rețetă de Coca-Cola într-un muzeu din Atlanta, dar în timp ce mulți turiști vizitează muzeul în fiecare an, puțini sunt cei care pot trece de ușile seifului. Locul interzis din țara noastră, România. România e un loc într-adevăr binecuvântat. Pentru turistul român și străin care ajunge în aceste zone sălbatice, primul impact este al frumuseții peisajului natural al României. Putem spune cu adevărat că aceste frumusețe constă în diversitatea sa. Puțină lume știe că țara noastră e gazda a 5 dintre cele 10 regiuni biogeografice recunoscute de Uniunea Europeană. Printre toate aceste minunății se află și rezervația științifică Gemenele, locul interzis din România pentru turiștii curioși. Toți cei care au ajuns aici, bineînțeles, cu acces, spun că locul este superb. Împrejurările în care au ajuns nu se prea cunosc. Însă ce știm este că au fost foarte puțini. Rezervația științifică Gemenele se regăsește în cadrul Parcului Național Retezat, din Munții Retezat. Pentru turistul experimentat, cele 60 de vârfuri care ajung la 2300 de metri nu sunt noutate. Tot în Munții Retezat, în zona parcului natural, se găsesc peste 100 de lacuri glaciare. Munții Retezat se numără printre cele mai frumoase masive din Carpați. Zona de cercetare științifică, după cum îi spune și numele, a fost înființată în 1955, iar de atunci aici cercetătorii urmăresc speciile rare de plante și de viețuitoare în habitatul lor natural. Rezervația e, de fapt, un sistem de ecosisteme naturale studiate în condițiile menținerii integrităților depline în afara oricărui impact uman. Singurele activități permise sunt cele de cercetare. Acesta e, de fapt, motivul pentru care nimeni nu are voie să-l viziteze. Snake Island, Brazilia. Situată la aproximativ 100 de kilometri de coasta São Paulo, această insulă ar putea părea locul exotic ideal în care să te pierzi, dar adevărul e că de zeci de ani locul a fost nelocuit din cauza faptului că a fost invadat complet de șerpi letali. Între 1 și 5 șerpi pe metru pătrat locuiesc pe această insulă. Și dacă asta nu e suficient de terifiant, merită remarcat faptul că șerpii care trăiesc aici sunt unii din cei mai veninoși din lume. Vipera Golden poate atinge o lungime de până la jumătate de metru și cu un venin puternic, cu acțiune rapidă, poate dizolva carnea din jurul mușcăturii. North Sentinel, insulele din India. În timp ce restul insulelor din acest arhipelag sunt ceva mai mari și mai cunoscute, North Sentinel, plină de mangrove și înconjurată de corali, a rămas practic neatinsă de lumea exterioară. Poate suna ca un paradis. În timp ce geografia o face una din cele mai izolate locuri de pe pământ, e locuit de unul din puținele triburi
necontactate rămase din lume. Poporul indigen de pe această insulă, denumită Sentineles, nu a avut practic nicio influență din lumea modernă. De-a lungul istoriei, întâlnirile cu populația au fost întâmpinate cu violență. În 2006 au ucis doi pescari a căror barcă fusese târâtă de curent până la țărmurile lor. Potrivit The Guardian, o zonă de restricție de 3 mile împiedică vizitatorii să intre pe teritoriu. Potrivit Survival, un ONG pentru drepturile popoarelor indigene și tribale, guvernul indian a abandonat orice plan de a contacta populația de acolo. Întregul trib ar putea fi omorât de boli la care nu au imunitate, motiv pentru care autoritățile le respectă dorința de a rămâne izolați. The Whites Club, Marea Britanie. Există încă incredibil anumite locuri în lume în care femeilor le e interzis accesul, cel mai cunoscut fiind probabil cluburile de gentlemen care sunt foarte populare în cultura britanică. Fondat în 1693 și situat la strada James 36, membrii acestui club exclusivist includ lideri politici, banchieri, seniori și chiar moștenitori ai tronului britanic. Restricțiile asupra femeilor sunt atât de stricte încât doar regina Elisabeta a reușit vreodată să intre. Potrivit Telegraph, în 2013, David Cameron a părăsit voluntar clubul, spunând că sunt consternat că acest club nu acceptă femei ca membri. Mi se pare inexplicabil în zilele noastre. Numărul de membri ai celui mai vechi și mai elitist club de domn din Londra s-a redus la 500, iar barul său nu s-a închis de 200 de ani. Muzeul Educației Naționale de Securitate Jiangsu, China. În 2009, China a deschis porțile Muzeului său național de spionaj. Situată în Nanjing, colecția de la Muzeul Educației Naționale de Securitate prezintă istoria spionajului și a serviciilor secrete de informații de la începuturile Partidului Comunist din China. În timp ce verificarea armelor deghizate în obiecte obișnuite, camerele spion sau dispozitivele de interceptare ar putea face ca vizita să fie interesantă, muzeul nu e în întregime deschis publicului. Străinilor le e complet interzisă intrarea. E la fel de greu să obții și imagini. Pentru acei cetățeni ce au permis intrarea, e total interzis să faci fotografii. Peșterile Lascaux, Franța. Peștera Lascaux e o comoară pentru arheologii din întreaga lume. Complexul rupestru conține picturi preistorice vechi de 17.300 de ani. Seria de picturi paleolitice care arată bântuitor de vii îmbrățișează peretele și înfățișează animale precum vite, cerbi, bizoni sau multe altele. Din păcate, peștera e închisă publicului larg din 1963. Arheologii cred că prezența umană ar putea distruge opera de artă antică. Marele Altar Ise, Japonia. Japonia e populară la nivel global pentru cultura sa de altare și găzduiește aproximativ 80.000 de locașuri de cult. Cel mai important dintre toate acestea este Marele Altar Ise. E unul din cele mai scumpe temple din Japonia datorită măreției sale arhitecturale. Pentru a menține tradițiile șintoiste care datează din secolul al VIII-lea, acest templu e reconstruit la fiecare 20 de ani și asta vine cu un preț de $1.000.000. Cu excepția cazului în care sunteți membru al unei familii regale, vă e interzis să intrați în sălile sfințite ale acestei reprezentări japoneze antice. Insula Heard, Australia. Unul din cele mai neexplorate locuri de pe pământ, Insula Heard se află între Antarctica și Madagascar. Din punct de vedere politic, această insulă face parte din Australia. Există doi vulcani activi pe insulă și e complet sterp totul. Întreaga insulă e compusă din moloz și calcar ce au avut loc ca urmare a erupțiilor vulcanice. Pentru a păstra împrejurimile naturale fragile, guvernul australian a restricționat intrarea pe insula interzisă. Doomsday Vault, Norvegia. Aceasta este o bancă de semințe situată în inima arhipelagului Arctic. Acesta e un safe sigur ce păstrează o varietate de semințe de plante. E o încercare de a proteja semințele în caz de apocalipsă sau criză globală. Din fiecare colț al globului, lăzi cu semințe sunt trimise la Doomsday pentru depozitare pe termen lung. Seiful e deschis doar oaspeților speciali în anumite zile. Mormântul lui Qin Shi Huang, China. Mausoleul primului împărat al Chinei a fost îngropat adânc sub o piramidă de mai bine de 2000 de ani. E una din cele mai mari descoperiri din toate timpurile, dar rămâne un mister pentru istorici și arheologi. Conținutul mormântului este în mare parte sigilat și neexplorat. Se spune că complexul funerar cuprinde diverse lucruri de care Qin Shi Huang va avea nevoie în viața de apoi. Pentru a aduce respect pentru situl antic, guvernul chinez a interzis săpăturile mormântului și e unul din puținele locuri interzise din lume.